Stimați prieteni, dragi colegi, bună ziua și vă mulțumesc pentru interesul manifestat pentru briefingul nostru. În Republica Moldova s-a instaurat un haos de nedescris. Pe fundalul acesta, Dodon și Șor folosesc în continuare instituțiile statului pentru a face presiuni și pentru a se răzbuna pe cei care nu l-au susținut pe Dodon în campania electorală. Ați văzut în zilele precedente exemple de presiuni a directorului de la Poșta Moldovei, a directorului Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, campion la intimidări și presiuni este, desigur, directorul de la Agenția Servicii Publice. Dar ați văzut și reprezentanții guvernului în teritoriu, că se ocupă pe departe nu cu reprezentarea guvernului în teritoriu, dar cu presiuni, intimidări de a determina pe cei care nu l-au susținut pe Dodon să plece din Partidul Democrat. Dar astăzi vreau să vorbim despre Autoritatea Națională de Integritate, pe care, din punctul nostru de vedere, Dodon, dar mai recent și Șor, o folosesc drept bâtă politică, cu care speră să lovească în toți cei care au avut demnitatea și verticalitatea de a se opune să-l susțină pe Dodon în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Autoritatea Națională de Integritate a fost creată, ca de obicei, cu scop nobil, pentru a verifica integritatea demnitarilor corupți. Ce avem în schimb astăzi? ANIU-ul terorizează primarii, directorii de școală, de gimnazii, directorii de grădinițe, directori de centre medicale din satele noastre, organizându-le controle la comandă celor incomozi. După aceasta, desigur că Culiocul și Borsetca merg la fiecare pentru a-i cumpăra, pentru a-i determina cu argumentele lor să părăsească Partidul Democrat și ați văzut aceste exemple în perioada imediat precedent. Eu pot să vă aduc sute de exemple din cele cu ce se ocupă ANIU-ul în țara noastră. Nu de guvern, nu de parlament, nu de judecători, nu de procurori se ocupă Autoritatea Națională de Integritate, ci de școli, grădinițe, de centre medicale, primării, consilii locale. Nu a fost o întâlnire pe care să o am în teritoriu cu oamenii, cu primarii, cu aleșii locali, unde să nu aud despre aceste probleme. Spre exemplu, într-un sat mic de la nordul Moldovei, o școală, în perioada de iarnă, a rămas fără fochist. Doamna directoare a căutat mult timp cine să facă focul la școală, cunoașteți foarte bine care este problema cu forța de muncă în Republica Moldova, până la urmă și-a convins soțul să facă acest lucru, desigur că pentru un salariu mai mic de 1000 de lei. Cum reacționează statul la această problemă? ANI o amenință deschis că îi va lua funcția de director din cauza acestui conflict de interese. Iată, mare conflict de interese a apărut. Un alt exemplu, tot de la nordul Moldovei, o doamnă primar, atunci când s-a stricat mașina primăriei, a folosit mașina sa proprie. Iată, vedeți că statul și aici a găsit o crimă, îi deschide control și o amenință că îi va lua funcția de primar.
Pot să vă aduc încă 10 și 10 de asemenea exemple. În continuare, alături de mine este colega noastră de la Râșcani, doamna Rodica Farmagiu, director de gimnaziu din satul Braniște, și o să rog să vă spună exemplu său propriu, care tot în mare măsură este legat de Autoritatea Națională de Integritate. Vă rog, doamna Farmagiu. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Sunt Rodica Farmagiu, director al gimnaziului Braniște, raionul Râșcani, consilier local al Partidului Democrat. În urma alegerilor locale 2019 și a celor prezidențiale 2020, eu și familia mea, unde soțul Farmagiu Dumitru, veteran de război din Transnistria, am fost supuși unor persecutări fără precedent din partea socialiștilor și autorităților controlate de ei. Și anume, percheziție la domiciliu organizată de Poliția Economică Râșcani, pe mărturii false fabricate de colaboratorii poliției la comanda primarului socialist Vasile Rolinski. Am fost amendați pe nedrept. Mai apoi, la domiciliu au fost verificați de Serviciul Fiscal de Stat din Râșcani și Bălți, care nu au depistat încălcări. La serviciu am avut controale inopinate din partea Inspectoratului Ecologic Râșcani, Direcției de Învățământ Râșcani, CNA Bălți, Inspecția Muncii Drochia, Consiliului Raional Râșcani. Mi s-au fabricat procese contravenționale de către organele poliției. La începutul lunii aprilie 2020, în privința mea, s-a inițiat control de către Autoritatea Națională de Integritate cu privire la conflict de interese în baza demersului șefului Direcției de Învățământ Râșcani și a primarului socialist al Comunei Braniște, deoarece am refuzat să-mi dau demisia din funcție. Am prezentat inspectorului de integritate toate actele solicitate. Nu m-am eschivat de la control, demonstrând că între funcția mea și soțul meu nu există conflict de interese. Prin lege are dreptul la muncă și activează cu toate actele veridice. Fiul meu și cumnata activează profesori conform specialității diplomei și sunt salarizați conform legislației în vigoare. De aceea, Ani nu mi-a demonstrat că rudele au influențat cumva exercitarea funcției mele. S-a punctat doar pe faptul că am grad de rudenie. Legea prevede că conflictul real de interese există atunci când rudele influențează exercitarea imparțială a funcției. În luna iulie 2020 am prezentat Ani lămurire precum că nu există conflict de interese, însă inspectorul de integritate a refuzat să ia în calcul dovezile și mi-a reproșat că am admis încălcări grave. În luna septembrie 2020 a fost emis de către Ani actul de constatare că am admis conflict de interese. Acest act l-am atacat în luna octombrie 2020 în instanță de conticios administrativ. Arbitrar, tot Ani mi-a întocmit proces contravențional cu privire la amendă pentru conflict de interese și suspendarea din funcție. Toate aceste măsuri represive au venit imediat după alegerile prezidențiale 2020, unde eu m-am implicat activ în campanie electorală pentru doamna Maia Sandu. Și în rezultat, în comuna Braniște, unde primarul este socialist, a obținut victorie doamna Maia Sandu. Pentru acest fapt, imediat am fost pedepsită de Ani, organ al represiunilor politice. Activez în domeniul educației. Din anul 1987, dețin studii superioare, masterand în managementul educațional. Și consider folosirea instituțiilor statului pentru răzbunări politice este un abuz. Am rămas fidelă Partidului Democrat și valorilor europene. Mulțumesc!
Vă mulțumesc mult, doamna Farmagiu. Stimați prieteni, iată, ați văzut unde se caută criminali. Cunoscând problema lipsei de profesori la noi în țară, nu aici s-a găsit problema, poate a determina și acești oameni să plece peste hotare să lucreze. Am spus nu o singură dată, am spus și anterior, oamenii sunt cea mai mare bogăție a țării noastre. Noi, la Partidul Democrat, considerăm că oamenii corecți, care își fac bine meseria, trebuie apărați de bâta politică a lui Dodon și Șor. Și noi ne vom apăra primarii, aleșii locali, dar și toți membrii noștri de aceste abuzuri. Iată de ce am înregistrat astăzi, împreună cu colegii, alături de mine este domnul Igor Vremea, practic autor, primul autor al acestui proiect, un proiect care vine într-un mod oarecare să corecteze lucrurile și să scoată această bâtă politică din mâna unor politicieni. Prin acest proiect de lege stabilim un termen de 2 ani de la încheierea activității administrative în care poate fi inițiat un control pentru primari, consilieri locali, directori de școală, de grădinițe, de centre medicale. În același timp, el nu se referă și nu există termen de prescripție sau rămâne a nu fi termen de prescripție pentru procurori, judecători, deputați, miniștri, prim-miniștri, președinți. Într-un mod oarecare, acest proiect de lege, odată ce va fi aprobat, reprezintă practic o amnistie pentru aceste categorii despre care am vorbit, primari, consilieri locali, directori de școală, de gimnazie, de grădinițe, de centre medicale și așa mai departe. Prin acest proiect de lege se obligă Autoritatea Națională de Integritate la cel puțin jumătate din controale a declarațiilor să le facă la judecători și procurori. Căutați acolo, nu căutați la bieții noștri oameni din sate, la primari sau directori de gimnazii. Obligăm ANI să facă o verificare prealabilă a averii înainte de a iniția control. Asta va obliga instituția să caute probe și să documenteze cazul mai bine comparativ cu situația de acum, când un simplu telefon, după câte ați auzit, de la reprezentantul PSRM-ului e suficient ca să fie inițiat un control. De asemenea, oferim celor investigați posibilitatea de a contesta în instanță procesul verbal de inițiere. Astăzi, toți sunt lăsați fără apărare. De asta venim cu garanții suplimentare și proceduri mai clare. Stimați prieteni, peștele de la cap se strică. ANI trebuie să se ocupe de integritatea celor care stau la cârma țării, nu de bieții oameni din sate. Și pe această cale vreau să avertizez încă o dată pe toți cei care se ocupă cu aceste acțiuni josnice. Noi ne vom apăra membrii de partid cu toate mijloacele legale existente. Noi avem oameni cinstiți, corecți, oameni cu demnitate, care nu au cedat presiunilor făcute în campanie electorală și care nu vor ceda nici în continuare. Există un dosar la Procuratura Generală pe cei care au încercat să cumpere deputați de la Partidul Democrat. Vă asigurăm că vom face același lucru și pentru a ne apăra primarii,
pentru a ne apăra colegii noștri care sunt directori de licee, directori de, de gimnazie sau grădinițe, dar și pentru oricare om din Republica Moldova, nu neapărat că este membru al Partidului Democrat. Vă mulțumesc mult pentru atenție și o să vedeți deja proiectul nostru înregistrat și mai multe detalii tehnice în nota explicativă la acest proiect. Mulțumesc.